Astra Giurgiu s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Ligii, după ce aseară a învins cu 2-0 la pauză 1-0 echipa FC Voluntari. A fost o partidă ce nu a creat mare emoții giurgiuvenilor, în condițiile în care Marius și Mudic amenajat s-au fost nevoiți să nu joace cu jucători importanți din lot. Astra a jucat așadar fără Budescu, Lung, Găman, Dandea, Junior Moraes sau Teixeira, dar sportivii intrați pe teren au găsit totuși resurse pentru a învinge. Au marcat Nino Zgurie și Denis Alibec într-un meci spectaculos cu ocazii de gol la ambele porți. Astra s-a calificat după ce a deschis scorul încă de minutul 6 prin Gurie Ninos, care s-a aflat la primul său gol în România și în fața primului joc ca titular. Ilfovenii au rămas în 10 oameni în minutul 69, când Văduț a văzut al doilea cartonaș galben, iar scorul final a fost stabilit de Denis Alibec în minutul 73, care a profitat de ieșirea greșită a lui Botaș din poartă și a majorat scorul, după o fază ca în curtea școlii. Iată rezultatele din optimile de finală, în ordinea disputărilor. Concordia Chiajna, FC Botoșani 3-0, ACS Politimișoara, Petrolul Ploiești 1-0, CSMS Iași, CFR Cluj 0-1, FC Voluntari, Astra Giurgiu 0-2, Pandurii Târgu Jiu, Dinamo 0-2 și am lăsat la urmă FC Viitorul, CS Universitatea Craiova 0-0 după prelungiri și 9-8 la loviturile de departajare, într-o partidă în care au tras la poartă toți jucătorii de câmp aflați pe teren. Era 8-8 și a venit rândul portarilor. Golkeeperul Viitorului, Albut, înscrie pentru 9-8, iar portarul Craiovei, Straton, trimite mult peste poartă și Viitorul se califică în sferturi. După aceste partide, echipele învingătoare s-au calificat în sferturi și acestora li se alătură formațiile Steaua și Asiată Gumureș, care vor evolua direct în această fază.